Bine ne-am regăsit, dragi ascultători și privitori, și Hristos a înviat, pentru că e prima dată când ne vedem după sărbătorii de Pascale și vom intra într-un subiect care ne interesează pe toți cu invitatul meu și al dumneavoastră, domnul Cristi Tudor, reprezentant secția drumului Național Târgu Jiu. și vom vorbi despre starea drumului, pentru că tot acum s-a instalat primăvara și toți oamenii se gândesc la 1 mai, la ieșiri la iarba verde, la deplasări cu mașina personală sau cu alte mijloace pe căile rutiere bine ați revenit domnule Cristi Tudor. v am regăsit, mulțumesc de invitație. Domnule Cristi Tudor, starea drumurilor la obiect. La obiect, în aceste momente putem spune că drumurile Peraza raza secției de drum național Târgu pentru că nu administrăm numai pe județul Gorj, secția de drumuri administrează și în județul Mehedinț și în județul Hunedoara și puțin în Dolj, este destul de bună. Excepție face DN67B, drumul care leagă scoarța de pitești, care vă pot anunța că s-a predat către constructor, deci în cel mai scurt timp, domnul director general regional de la DRD pe Craiova, Bogdan Bratu, chiar astăzi ne-a confirmat că în cel mai scurt timp vor începe lucrările pe acest sector de drum. Va fi o reabilitare totală, inclusiv poduri, sistem rutier nou, sistem asfaltic, absolut totul va fi reabilitat acel tronson de drum. Mai rămâne în atenția direcției regionale sectorul de drum cuprins între Târgu Jiu, Tizmana, Baia de Aramă, DN67D, după cum știți, Baia de Aramă până la limita cu băile Herculane, a fost reabilitat, este un drum foarte bun. Și urmează să, să începem în prima fază pe acest sector Târgu Jiu, Baia de Aramă, o să începem reparații cu covor asfaltic nou și burdușiri în zona Pădurile Lești și în zona Dumbravă, cum o știe toată lumea, zona Arcaniu, unde sunt niște probleme de terasament, vor fi rezolvate în acest an prin burdușiri. Ce presupune această reabilitare a drumului spre Baia de Aramă? eu știu, lucrări de anvergură? Sunt niște lucrări de reparații, de punere în siguranță. lucrări de anvergură putem spune când deja intră în reabilitare totală, adică se scoate, se schimbă tot sistemul rutier, se schimbă tot asfaltul, absolut tot. Vom începe cu reparații, cu covoare asfaltice, porțiuni de câțiva kilometri bune, adică se va turna un covor nou de asfalt acolo unde este deteriorat, au apărut în țările pe acest sector de drum, iar în zonele, cum vă spuneam, unde sunt tasări, deja nu se mai poate, adică am schimbat asfaltul degeaba, când câteva luni se va apărea acea vălurile, vălurile, și atunci vom schimba sistemul rutier, se va scoate sistemul vechi, balastul, pietrișul, cum știe lumea, și se va înlocui cu altul nou, tasare, făcută cum trebuie, și vom remedia acele probleme. Cât va dura această reabilitare? pe drumul spre Baia Noi sperăm ca da, până să... în toamna lui 2018? da, până în toamnă sperăm să finalizăm toate aceste puncte critice. Vă spunem, nu este o reabilitare totală, să dureze mai mult de un sezon, dar mai mult ca sigur o vom termina, pentru că în această zonă nu avem probleme foarte mari cu scurgerea apelor, suntem în regulă, astea sunt problemele mari, în pădure, toată lumea știe, în pădurea de la Bârsești, dintre Bârsești și lește acele tasări care mereu apar, ne-am încercat să le remediem prin turnare de covor, dar nu am reușit să le stabilizăm și atunci vom intra cu reabilitarea de, a sistemului rutier, patul drumului, cum se spune pe românește. Pe drumul care e la spreda constructorilor, ce termen de are este un tronson de drum destul de lung, Cât leagă, are undeva la 160 de km, leagă Scoarță, deci la Scoarță ajunge până în Pitește, ocolind dealul negru. Este un drum destul de tranzitat și noi din câte am făcut toate calcule, va fi foarte tranzitat pentru că, după cum știm, dealul negru este un drum foarte aglomerat. Pentru că. Sunt orice foarte multe camioane dar Nu capital, neapărat Gândiți-vă că să pleacă din București toate autocamioanele Și turiștii care vor să meargă și în partea cealaltă a țării Către Sibiu și să iese din țară Tot pe aici să leagă, pe dealul negru Și atunci până la Vâlcea Deci Vâlcea-Pitești este groaznic Și atunci mai e o aglomerație de nedescris Și atunci noi din uh, calculele noastre Făcute din rece, sământile de trafic uh, Considerăm că tra în special traficul ușor Între Târgu Jiu și Pitești Se va muta pe această zonă este un drum destul de greu de realizat pentru că sistemul rutier este destul de afectat. Scurgere, podurile în special, podurile sunt foarte afectate. Avem zone unde pur și simplu drumul s-a rupt. Deci intervenția este una destul destul de grea. În zone unde este beton. De Cărbuneștilor, de exemplu, are dale de beton care vor trebui reciclate, vor trebui schimbat tot sistemul rutier. Deci nu este o lucrare ușoară. Noi sperăm ca constructorul să se încadreze în termenul de 2 ani de zile, dar este destul de greu. Deci este un drum care va trebui să iese foarte bine și suntem siguri că va ieși foarte bine, dar este destul de greu. Cum se va circula în această perioadă pe drumul acesta care ați amintit este foarte utilizat atât de traficul șoc și de traficul greu? se va circula restricționat, în primul rând cu pilos de trafic și în zonele unde lucrările sunt de anvergură mai mare, se vor monta semafoare rutiere, ne cerem scuze la participanții la trafic, vor fi destul de afectați de această reabilitare de drum, dar nu putem face un lucru bun fără să încurcăm altceva, deci nu avem cum, nu putem să facem această lucrare fără să deranjem traficul, este pur și simplu, este imposibil. Este inerent. Exact, nu avem ce face. Știm că leagă și zona de Melinești, se leagă de Craiova, de la Hurezan, se desparte în DN6 b care este un drum ok, a fost preluat de la drumurile județene în urmă cu vreo 5 ani. Am, acolo s-a turnat covor asfaltic, e un drum ok pe partea aia pe Stoina, acolo avem o calamitate care s-a rezolvat în zona mura, îi spunem noi, s-a rezolvat acea calamitate, a fost scoasă lucrarea pe calamități, deja s-a intervenit pe ea, nu mai este problemă, o să înceapă să vină și cu covorul peste. În rest, mai avem lucrări, s-au deblocat foarte multe datorită domnului director general Bratu de la DRDP pe Creava, a reușit să deblocheze foarte multe lucrări pe calamități. Înainte le era destul de teamă oamenilor să acceseze aceste fonduri pe calamități pentru că trebuia făcute foarte multe documente și trebuia făcute foarte, foarte bine. Și atunci era o chestie mai puțin accesată, să-i spunem. Domnul director Bratu chiar a insistat foarte mult și s-au deblocat foarte multe lucruri. Exemplu este pe DN67, dealul Colibaș, chiar dacă nu ține de secția Târgu Jiu, dar este un drum tranzitat foarte mult de gorjenie, drumul către Severin și era acea problemă în dealul Colibaș, unde deja -a ajunsese la pământ și surupat și foarte greu, deja s-a rezolvat sau terminat lucrările și aceeași lucrare de anvergura aceea puțin mai mică, dar tot cu pile, cu foraje, se face pe dealul de la Polovragi, pe DN67, pe raza noastră, unde la fel la Olteț, urcarea de la Olteț, unde mereu erau, erau probleme în trafic cu această, de acea tasare. Da, era deja o tasare, deci patul drumului fugea pur și simplu zona de alunecare era unde, este undeva foarte jos și n-a putut fi stabilizată cu toate că de-a lungul timpului au mai, făcut, au mai fost făcute niște foraje și niște pilot, dar nu s-a reușit stabilizarea. Acum cu o tehnologie nouă constructorul și proiectantul este foarte este sigur că nu o să mai fie s-a injectat direct beton în fisuri, este o tehnologie mai nouă și mai mult ca sigur se va rezolva această nu o să mai avem aceste, aceste probleme despre acțiunile care le-ați avut uh, într-o iarnă extrem de provocatoare, care a început blând și s-a terminat uh, destul Rund. de agresiv. <laughs> uh, Acum o lună zile am avut zăpadă chiar de o jumătate de, de metru. Chiar mai mare într-unele locuri. Într-adevăr, a fost o iarnă destul de ciudată, atipică, putem să-i spunem. Uh, pentru noi, zăpada, pentru drumari, uh, zăpada nu este o problemă, nu ne ridică probleme, pentru că știm ce să-i facem, știm cum să acționăm, nu avem probleme la zăpadă. Problema în această iarnă, întotdeauna și în iernile trecute, dar mai puțin față de această, acest sezon de iarnă, au fost acele ploi înghețate. Ploile înghețate și poleiul, care nu știi când apar, cu toate că noi primim prognozele meteo, le primim pe dar îți vine la casting până încarci mașinile, sunt niște timpi unde te rupi, că n-ai da. cum. Șoferii sunt la somn, noi avem șoferii 24 24 pe mașini, dar ele sunt dispuse în niște baze. La esculat a pornit până încarcă cu material antiderapant, pleacă fiecare pe traseul lui, sunt niște timpi care să rup. De aceea am făcut mereu apel la conducătorii auto în momentul în care se sizează acest fenomen, să încerce să reducă viteza, poate chiar să oprească de tot până apar utilajele noastre de zepezile. Și la un dat, am fost acuzați, o să discutăm și acest, să înțeleagă vreau aș vrea, cât mai mulți spectatori, să înțeleagă această acțiune de dezăpezire, ce înseamnă și cum se face. explicați pentru că toți suntem la subiectul dezăpezire. Subiect. Deci, eram, am fost destul de des acuzați că nu sunt utilaje destule pe drumuri. Nu poți să vii cu o coloană de sărărițe pe atunci pe unde ar mai merge participanții a atrafi, dacă ar merge numai sărărițele pe drum, da. unul la mână. Deci, cum se procedează? În momentul în care noi primim prognoză, că începând cu ora 11, 12, începe să ningă. Deja utilajele sunt pregătite, așteptăm, suntem în așteptare. În momentul în care începe să ningă, se acționează prima dată cu material antiderapant, cu sare, se formează un strat jos, între ca zăpada care pică sub acțiunea roților de la autoturismele care circulă, să nu formeze acel crustă, crustă de, sau pad de gheață. Deci ăla se formează gheață și atunci se vor forma șleauri. Este foarte greu de curățat ulterior. După ce acționăm cu utilajele, cu sărărițe, deci dăm cum ar trebui de la pan, noi trebuie să așteptăm. De-aia la un moment dat vedeți că ninge, dar nu e nicio mașină pe drum. Nu poți să vii cu lama să iei un centimetru de zăpadă. De -ai nu, cum, nu, că poți nu, nu poți să Nu poți să pentru că nu este o lamă de bărbierit. Da. Sunt totuși niște utilaje, au acolo au un razor de cauciuc care acționează, dar nu poți să iei un centimetru și atunci se așteaptă până undeva la 4-5 centimetri de zăpadă ca să poată să curețe drumul. Utilajele vin în baterie și numai un lucru foarte important. În timp ce ninge sau este viscol, nu se acționează cu material antiderapant Și vă și explic de ce. Dacă ninge abundent, noi venim cu lama și în spate dăm cu material, dar în spatele nostru ninge continuu. Suntem obligați să acționăm continuu, să nu se depună zăpadă. Da? Nu luăm acel material și îl aruncăm în șanț. De deci, ce exact. facem? Aruncăm banii în șanț dacă acționăm cu material când ninge sau când este viscol. Și atunci, venim, continuu patrulăm cu lamele, chiar dacă la, într-unele momente se va circula pe zăpadă. nu nicio problemă, este o zăpadă aspră, nu se formează gheață. În condițiile în care, în cazul în care se constată că există risc de a se forma gheață, atunci acționăm din nou cu material. Nu știu, scade temperatura brusc. E o creștere de temperatură și o scădere bruscă și atunci, din cauza materialului drapant, zăpada se topește și îngheață după aia. Sarea acționează până la minus 6 grade. Asta e, aici acționează, ea, da. da nu poți mai jos. Noi, în zonele de munte, zona Arânca, am acționat cu, și cu cloruri, care merg cloruri de calciu, cu soluție lichidă, ecologică. Aceste soluții merg până la minus 5, pe minus 17 grade, dar mai jos de acolo, nici nu mai, nu mai acționează, nu mai topesc. Și atunci, -a, sunt momente când se circulă pe zăpadă. Deci o zăpadă aspră, lumea dacă are cauciucuri de iarnă, nu sunt probleme. Mulțumim Lui Dumnezeu, șoferii n-au înțeles, am avut și cu sprijinul noastră, în primul rând, mass media care mereu ne-a preluat mesajele și le-a transmis mai departe, oamenii au înțeles și nu am avut evenimente rutiere în această iarnă, evenimente grave. Au mai fost ieșiri în decor, au fost, de oamenii au recunoscut, au mers cu viteză, nu s-au gândit că o să le fugă mașina chiar așa. Foarte mulți participanți la trafic uh, fac o greșeală fenomenală care și poliția rutieră mereu atrage această, atenția la această greșeală. Își cumpără cauciucurile de iarnă second hand, cu o vechime foarte mare. Acel cauciuc, după câțiva ani, din cauza frigului, se întărește, ajunge ca masa asta. Și nu mai e ca și cum te-ai dat cu un plastic pe drum. Deci nu pe mai zăpadă. are nicio acțiune nu pe are nicio zăpadă. Aderență. nu mai are aderență, nu mai poți. Poate înțeleg oamenii, s-au bucurat la un preț mai mic al cauciucului și îl pune de ochii, ghilmele de goare, al polițistului rutier. domneam am cauciuc de iarnă. Dar nu se gândește la sănătatea, la integritatea sa corporală. Și atunci apar problemele. Dar ne-am descurcat destul de, de ok. Să ne spuneți despre dușmanul dumneavoastră al drumarilor, Viscolul. Viscolul am avut în această perioadă, a fost destul de, de intens. Chiar am avut colegii mei de la districtul Rânca, sunt acolo de 20 de ani, de 30 de ani, avem care se întâmplă de pensionare acum și au spus că nu au întâlnit ca în acest an un Viscol atât de violent. Și a fost un viscol, în special cel din luna ianuarie, pe la jumătatea lui ianuarie, a fost un viscol atât de violent, a bătut undeva peste, cu mult peste 100 de km pe oră. Noi nu avem o giroetă care să ne arate viteza, dar uh, am cerut sprijin colegilor uh, de la Rânca, cei de la Telescaun și ei au că sunt obligați să aibă giruetă și la un dat nu le-a mai înregistrat nici lor girueta, s-a oprit la 100 de km mai sus, nu înregistrează nici ea. Dar a bătut cu mult peste. Poate chiar dublu poate chiar dublu în creasta au fost niște viteze ale vântului foarte mari și foarte rafale foarte violente și problema din acest an ce am întâmpinat viscolul a bătut până în zona de, până aproape de Novaci deci pe o distanță destul de lungă dacă până acum înregistram viscolul undeva la 3-4 km decât în zona creasta, în zona stațiunii în care leu stațiune, în acest an vântul a bătut până jos, ceea ce ne-a făcut și mai greu să intervenim. Am fost nevoit să închidem o singură noapte, să a închis drumul de rânca în această iarnă, dar chiar dacă am fost acuzați la un moment dat că am închis drumul, că lăsăm turiștii, nu, viața oamenilor este mai importantă, inclusiv viața turiștilor, cât și viața colegilor noștri, care nu putem să expunem la niște riscuri și nici să facem niște cheltuieli decât de dragul de a forța să ținem un drum deschis, poate, poate mai urcă sau mai coboară cineva. Am fost acuzați că exista riscul, am dat că era un stațiune turist și exista riscul ca să, fie, să fie nevoie de o intervenție medicală. În stațiune arânca, după cum știți, Salvamon Gorj are bază, au echipaj paramedic destul de bine dotați, destul de bine instruiți, deci pot să facă o intervenție de primă urgență medicală. Jandarmeria Montană, la fel, acum au dotare, o minimă dotare medicală, adică pot să intervină până la un anumit nivel. Iar noi, după cum știți, avem în dotare un vehicul șenilat de intervenții în uh, situații extreme, cu care putem interveni inclusiv în, uh, prin viscol dacă era cazul intervenea să transportăm un pacient din zona stațiunii până în zona unde, până unde putea să ajungă ambulanța. Deci oamenii n-au fost nicio clipă puși în pericol de această închidere. Cum e drumul de Rânca acum, când la noi e soare, e cald, lumea a trecut deja la Cămașă, la manica Scurtă? La tricouri, după cum vedeți pe mine, că da. vin tot dintr-o zonă. În Rânca încă este o zăpadă undeva la 70-80 de centimetri, iar după ce trecem de km 34-800, adică zona limită de unde se închide drumul, găsim e zăpada 4 metri, 5 metri, iar în zona urdele noi... Adică vârf de creastă. Un vârf de creastă noi bănuim care peste 10 metri. Acum 2-3 săptămâni a fost cineva cu un mobil în zona Cărbunele unde se vând suvenir, unde s-a format acea mică piață da. și zăpada depășea căsuțele. Deci avea 3 metri 3 metri jumate cel puțin. Într-o zonă de creastă unde teoretic nu trebuia să fie Viscurul zăpadă, trebuia a cam că, vântul vântul, a, cam, da, a, a cam să o ia de acolo, dar s-a format s-au format sururi și s-a format zăpadă și a și înghețat, a înghețat -o, crustă, da, și este destul de greu până nu umbli în ea, cum spune trebuie să o umblăm puțin în ea, să o ia -o vântul, puțin. da, să o vânturăm puțin. Va fi foarte greu să dispară această zăpadă. Deci, săptămâna viitoare, după cum spuneați, intrați în această o să începem, zăpadă da. de pe Transalpina, care măsoară de la un metru și ceva până la. Până la, la peste Dumnezeu, știe, anul trecut? 6 7 metri? Deci, anul trecut avea undeva la 5 metri cea mai mare și n-a nimers atât, n n atât, n n atât da. de mult și mai ales atât, atât de, de, de târziu. Lung sezonul da. de iarnă, să Exact, și anul a n atât de târziu. Cât credeți că veți avea de lucru și când dați transalpina în Nu putem utilizare? să spunem, deci ar însemna să mințim. a fost 15 iunie. Anul trecut a, anul trecut a fost, da, exact, 15 iunie a fost anul trecut. Dar, cum spuneam mai devreme, zăpada nu a fost cea de anul ăsta. Și ar însemna să mințim, acum să spunem că o să o deschidem în nu știu care zi. Nu, vom vedea ce este la fața locului. Gândiți-vă că uh, trebuie să îndepărtăm nu numai zăpada, pericolul cel mai mare... Este zăpada de pe versan care avalanțe. riscă să vină în drum, să prindă muncitorii noștri, să prindă turiștii. Deci riscul este foarte mare. Noi în fiecare an când începem să lucrăm ajungem până în zona păpușa unde nu sunt riscuri de avalanșe, iar de acolo este mult mai greu de lucrat pentru că nu putem lucra cu autofrezele pentru că sunt pietre care vin de pe versant au sunt aduse de zăpadă de pe versant și pe riscăm să, da, pe să mașinile. și distrugem utilajele. Nu sunt niște utilaje foarte ieftine și nu ne permitem să le stricăm și acolo suntem nevoi să lucrăm numai cu bulă excavatoare și cu volă, cu cupă. Deci luăm zăpada și o mutăm. Munca este destul de, destul de nevoie, de greu și atunci oricum noi mergem cu colegii de la Salvamont întotdeauna pentru că ei sunt profesioniști și ei pot să ne spună da, puteți continua sau mai așteptați. Există risc destul de mare de avalanș și mai putem înainta, nu mai putem înainta ne bazăm întotdeauna pe sprijinul lor și al jandarmeriei montane în zona Rânca. Deci pentru dumneavoastră sezonul rece cu zăpadă se termină se va când termina când va începe hiduperea. celălalt. da. da. Păi, să nu uităm că pe Transalpina a fost zăpadă până aproape de începerea noului sezon. Deci când s-a închis drumul mai erau petece de zăpadă, de zăpadă în zona cărbunele sub, unde nu bate soarele. Știți că în anumit, nici, acum vreo 3-4 ani a fost și un reportaj, a fost cu zăpada care a făcut vierni. Da. Deci zăpada nu pleacă de pe munte ușor. Da. Să ne vorbiți, domnule Cristi Tudor, să reamintim puțin că iată s-a adeverit ce a spus dumneavoastră și câblura care a fost împrăștiată pe drumul care leagă Târgu de de cu Vâlcea nu a produs nici pagube, nici accidente care să pună în pericol viața celor care au străbătut acest drum în vara trecută. Exact. Deci, după cum bine se poate observa acum, nu mai sunt probleme. Să reamintesc, puțin că a fost contextul în iulie-august Da. Anul trecut a început o reabilitare, o reabilitare să-i spunem, s-a așternut această criblură cu emulsie. O tehnologie -o care o tehnologie se utilizează care... în toate țările Peste europene. Peste toate țările, nu a fost niciun, da. nicio problemă. Uh, problema care a apărut atunci cu acele parbrize, pot să vă spun că un singur participant la trafic a acționat judecată constructorul, apoi din cauza vitezei neadaptate, s-a circulat mult prea repede și distanța nu a fost păstrată distanță între mașini. Dar eu vă spuneam de atunci că acest, acest tratament va avea niște avantaje și acum se văd. Să ne reamintiți puțin pentru În primul rând, se au, acea le... închide toate fisurile din drum. Care adică știm l -l că l -l fara, da, închide fisura din asfalt, care știm că în acea fisură iarna intră apă, intră apă cu și sare, o și când îl îngheață îl crapă. Da? Dacă ne uităm pe acest sector de drum pe care a fost așezată criblura, nu o să vedeți nicio groapă. Cum au ieșit din iarnă celălalt unde a fost nevoie să intervenim cu mixtură stocabilă. Uh, N-au fost uh, probleme cu mașinile care să iese, din, uh, să iese în decor din cauza uh, ploii înghețate sau a poleiului. Pentru că nu s-a putut forma polei pe aceste, pentru că apa a intrat între acele pietre și nu s-a format polei. Deci N, n -a putut să se întindă, exact, să, să, fac fac se tine, să facă să, Pur și simplu roata când trecea îl crăpa imediat. Mm. Și nu au fost, n-am avut evenimente rutiere. Ne cerem scuze încă o dată celor participanți la trafic care au avut de suferit în momentul vara trecută când s-a circulat destul de greu, dar de nevoios, au suferit pagube la mașini, dar am spus, dacă toată lumea ar fi respectat acele indicații ale constructorilor, ale noastre, ale poliției rutiere, garantăm că nu s-ar fi întâmplat poate nici 1% să spunem din ce s-a întâmplat. Nu spunem că totul a fost perfect. Pentru că ar însemna, nu știu, să, vă, să mințim acum că noi suntem perfecți. Toată lumea este spusă unei greșeli. Dar dacă ne ajutăm și ne ascultăm unii pe alții, putem să, putem spune că vom reuși să facem un lucru de calitate și un lucru bun. Să ne spuneți, domnule Chisitudor, care sunt planurile secției de drumuri naționale de Târgu Jiu pentru această primăvară-vară, pentru că, așa cum reaminteam la început, pe lângă lucrările de anvergură care ați vorbit, cea Scoața Pitești și Târgu Jiu, Tismana, Baia de Aramă. Cu siguranță aveți și lucrări care sunt, să spunem, normale pentru orice drumar și care nu fac altceva decât să ne ușureze nou traficul de zi cu zi. În fiecare zi, colegii noștri de la toate districtele fac aceste de revizii, cum le spunem noi, care se fac fie iarnă, ce fie ce iarnă. Deci pleacă, de la, exact, tot pleacă a... de la district împreună cu oamenii și fac revizia drumului, verifică semnalizarea rutieră, pentru că semnalizarea rutieră este foarte importantă pe un drum pentru siguranța circulației, verifică semnalizarea rutieră, verifică întotdeauna podurile, podețele și... Nu în ultimul rând, un lucru foarte important care trebuie menționat, facem curățenie pe marginea drumului. Găsim, strângem tone de gunoaie, în special după weekenduri sau după sărbători, tone de gunoaie. Deci s-a ajuns la un nivel de lipsă a bunului simț, că vin cu sacii menajeri să saci mari de europubele de acasă, chiar pe pagina asta de Jiu de Facebook este posta filmulețul și aruncă în pădure, pe marginea drumului bun arunci un pet, arunci o doză o de suc, arunci o cutie, nu știu, te oprești, mănânci, ți-ai legat punga și nu arunci în coșul în care este lângă inclusiv în parcările cele noi de la Iezureni și de la Rovinari, sunt cred că undeva la 30 de coșuri, dacă nu mai mult. Vine și aruncă lângă sau îl lasă pe masă. Bun, ok. Am Să asta e... că în țările e, europene acest lucru se amendează cu foarte Uh, mult uh, Corect, dar uh, în țările europene, să dacă dumneavoastră mă vedeți pe mine că arunc doza pe geam, sunați la un anumit, nu știu, la un organ de control care toți pot să amendeze, că și acolo e o chestie unitară, da. spuneți și cine veți primi amenda acasă. Da. La noi, dacă dumneavoastră vedeți, dumneavoastră, participantul la trafic da. vede o mașină de poliție sau de la garda de mediu sau de la noi da. că e, nu va arunca pe marginea drumului atunci se duce și se duce la coș da. dacă vede că nu e nimeni Garantat le aruncă pe marginea drumului O mentalitate care da, Dar în schimb, să spunem, în schimb ne place să spunem Da, afară e mai curat, la... afară nu e așa Afară e, nu știu cum În cele două parcări de la V-am spus, ieri dimineața M-au anunțat colegii, au distrus coșurile de gunoi Au făcut drifturi N-aș putea să vă spun, au venit și au făcut drifturi Cu mașinile în parcări Coșurile nu sunt puse în mijlocul parcării Sunt puse niște scoaruri Pur și simplu cred că cu picioarele au sărit pe ele Și le-au dărâmat un coș l-am găsit de tot dărmat, iar celălalt desfăcute de toate piulițele. Sau așa sau au am înțeles tinerii respectiv să se distreze în, în seara respectivă. Vă că nu contează. Vreau să înțeleg toată lumea. Acei bani pe care noi îi folosim, nu sunt din banii numai ai noștri, din banii tuturor. Deci tot ce reparăm în urma lor, Toată curățenia pe care noi suntem nevoiți Să o facem, o facem tot din banii Tuturor, deci banii în loc să i băgăm Că noi nu avem un buget, nu ne scrie undeva Pentru curățenie aveți X lei Pentru reparații Y lei, nu noi Avem un buget alocat anual Din acel buget noi trebuie să facem iarnă, vară Și absolut toate activitățile Că e curățenie Că sunt reparații de indicatoare Că de sunt tine. reparații de drumuri Că sunt absolut orice De colmatări de șanțuri, noi trebuie să ne încadrăm în acel buget și atunci dacă în loc să noi să facem gropile care au apărut în urma iernii, care să fac în primă instanță cu mixtura stocabilă, după aceea să intervină cu mixtura asfaltică, când ne permit temperaturile. Noi stăm să facem în fiecare zi curățenie. Păi nu mai putem să ne mai ocupăm și de drum, să asigurăm niște condiții civilizate de circulație, pentru că oamenii noștri în loc să verifice indicatoare, parapet, nu știu, să mai montăm niște lise de protecție, să le schimbăm pe cele ruginite te la, la piștești din de acum trebuie să ridicăm tot parapetul, pentru că în timp să tasează pământ, niște probleme tehnice care noi trebuie să le rezolvăm. Dar în loc să stăm să facem aceste lucruri, să toaletăm copacii, să nu existe, există riscul de a cădea o creangă, să rupe că e o scată, cade în, pe, nu știu, un parbrizul unei mașini, șoferul să sperie și lovește altă mașină. Sunt niște riscuri, trebuie să le înțelegem. Dar noi în loc să facem aceste lucrări care sunt foarte importante, strângem gunoi de pe marginea drumului. Deci de față cu noi, îmi povesteau colegii de la, cred că de la Peștișani parcă, au oprit mașina la câțiva metri de ei, ei strângeau gunoaiele și aruncat punga. Și au zis, da dar nu-i frumos ce faci, de ce faci lucrul ăsta? Păi voi pentru ce sunteți mă plătiți, nu pentru asta? Nu, drumarii nu sunt plătiți să strângă gunoiul în urma unor oameni cu puțin bun simț. Nu, noi trebuie să facem alte activități. V-am spus, avem de făcut reparații, de făcut, de verificat sunt atât de multe lucrări care trebuie să le facem, chiar dacă drumul, să spunem, DN66, Rovinari, Bombești giu a fost finalizat, predat, recepționat. Este un drum pe care se circulă cu niște viteze foarte mari. Mereu avem acele accidente. Știm, toată lumea vorbește faimoasele capete de pod. Ei, trebuie să înțelegem, asfaltul a fost făcut aici. Mergi pe el, nu da în capătul de pod și nu o să se întâmple nimic. Adică respectă regulile de circulație. Exact. De ce când care stă... Care sunt la fel în toată lumea. Exact. De ce când stă radarul pe acest sector de drum nu este niciun accident? În ultima perioadă patrulează foarte des, chiar astăzi am fost în zonă și era un echipaj de poliție, toată lumea merge civilizat. Se merge ușor, se merge atent, nu mai sunt... De ce nu sunt Ei, cum au mână liberă, să-i spunem cu ghilimele de rigore, se întâmplă aceste incidente am fost acuzați că am făcut șanțurile foarte adânci. După, mai mult ca sigur, noastră știți, în acea zonă de drăguțești este o zonă foarte inundabilă. Era, erau niște probleme cu oamenii care mereu stăteau în apă. Atunci, constructorul și proiectantul, când a venit, a trebuit să coboare nivelul șanțului, să poată prelua toate apele pluviale și apele de pe toate dealurile și de peste tot de unde vin, să le colecteze și să le duci într-un canal. Exact. După cum știm, dacă eu nu vin cu șanțul la limită și nu-i dau o pantă. Păi dacă aici am o diferență de 7 metri, nu trebuie să ajung jos la 7 metri, e logic. Ca să poată scurge. Ca altfel de ceva, nu pot să pună apa, nu merge din... Nu urcă gravitația. Ea coboară. Deci de asta șan acele șanțuri au fost adâncite. Erau și până acum, dar nu erau betonate. Lumea poate nu le-a observat, nu le-au... Nu. Acum, într-adevăr, au fost betonate, pentru că așa e normal. S-au format acele scurgeri, s-au format cămine, camere de drenaj, să nu mai ajungă în pârâuri unde se scurge apa, până la urmă ajunge în jiu. Sunt niște grilaje montate, să nu ajungă peturi, să nu ajungă mizerii. Noi trebuie să le curățăm permanent aceste grătare, să nu se colmateze. Deci sunt niște lucruri care noi le facem permanent și în fiecare zi. Ce le-ați sugerat dumneavoastră conducătorul auto care traversează acea zonă pentru a evita, să spunem, situațiile periculoase. Deci, credeți-mă, dacă s-ar respecta. Ca și specialist în. Nu pot să spun că sunt un specialist. Acolo a fost făcut inclusiv acest sector de drum în momentul în care s-a stabilit semnalizarea, s-au stabilit limitele de viteză. A fost făcut de către specialiști din Poliția Rutieră. Deci, a, se face proiectul de semnalizare rutieră. Exact așa Cu se cheamă. De trafic. Cu studii de trafic. Proiect de semnalizare rutieră, așa se cheamă. Care primește după ce a fost întors de câteva, cred că de 10-15 ori, Poliția Rutieră l-a întors pentru că n-au fost mulțumiți. Mai trebuia alte indicatoare, poate scăzută limită de viteză, trecere de pietoni mutate, așezate în dreptul școlilor. Deci sunt niște reglementări foarte clare. Și în momentul în care s-a stabilit, domnule, este ok acest proiect, atunci a fost implementat. Dacă polițistul a spus, în această zonă trebuie să mergem cu 50 de km la oră, da? Și noi venim cu 100. Acolo, dacă polițistul a spus 50, noi am venit și am pus semnalizarea de 50 la oră, înseamnă că este un pericol. După cum știm acum ceva timp, a fost un acțiune mortal într-o curbă. Păi dacă acolo era semnalizare de curbă și era restricție de 40, tu de ce vii cu 100 și peste 100 de km pe oră viteza? care e logica? Atunci asta le recomand tuturor. Haideți să respectăm. Bun, nu mă dau sfânt, că nici eu nu merg cu 50, dar merg cu 60, 65, pe aici, pe undeva. Și atunci poți să, poți să eviți niște lucruri. Ultimul incident de pe DN66 de la intersecția cu Rechești a fost datorită unui depășit pe linie continuă. Până este vina drumarilor. Deci, nu, nu ținea de șanțul de parapete. Exact. De... Până la urmă tot în șanț a ajuns, că e logică, pe ce s-a dus. Dar acum e vina că un uh, conducător auto a depășit o coloană de mașini într-o intersecție pe linie continuă și a intrat în cel din față. Mai suntem noi de vină? Am spus toate cauzele care au fost, toate, Poliția Rutieră a spus clar, viteza a fost de vin. Deci, cel mai mare inamic. inamic al acestor, al celor care circulă pe acest drum este viteza. Se circulă cu viteze foarte mari. Pentru că drumul permite, într-adevăr, recunoaștem, drumul permite. Permite să, să dezvolte niște viteze foarte mari. Dar trebuie să luate în calcul avertizările și reglementările rutiere. Corect, la un moment dat cred că se va reveni la acele camere uh, fixe, sunt, știu că sunt ceva discuții să revină la camerele fixe și atunci cred că vor mai fi puțin îmblânziți să iei șoferii pentru că na, localnicii vor ști că e cameră de viteză într-un anumit punct, dar sunt și cei care tranzitează și merg cu niște viteze destul de mari și cred că ei vor mai îmblânzi, vor merge cu teamă și vor merge cu o viteză mult mai mică și noi sperăm să nu mai avem astfel de eveniment pentru că nici nou nu ne fac, nu ne creează un confort. Când auzim, primim de la dispecerat accident pe 66, trebuie să mergem acolo, să îndreptăm, să punem în siguranță drumul, parapetul rupt, trebuie să-l repunem pentru că trebuie să asigurăm condițiile de circulație înapoi. Deci nu ne, nu ne pică nici nouă bine ce se întâmplă. Dar revin cu rugămintea, haideți să respectăm, poate nu 100%, dar cel puțin să încercăm să venim cu o viteză cât mai mică. Dacă e indicatorul cu 50 și noi intrăm cu 60, garantat nu se va întâmpla nimic. Dacă vii cu 100, deja mașina e foarte greu să mai controlezi. Domnule Cristi Tudor, alte acțiuni ale secției de drumuri pentru această primăvară-vară, pentru că, la fel cum spuneam, începe sezonul liberelor, al vacanțelor, cum spune românul, mai mâine, nu-i poimâine și vine întâi mai, toată lumea se îndreaptă ba spre litoral, ba spre munte, ba spre iarbă verde, și cu siguranță e bine să știe pe unde aveți dumneavoastră lucrări de făcut, lucrări de întreținere, lucrări uh, normale, curente, ca să își proiecteze, să își programeze deplasarea, având în vedere și uh, aceste aspecte. În aceste momente, singura lucrare care îi poate puțin întârzia pe participanții la trafic va fi lucrarea de pe dealul Polovragi, de pe DN67 din zona Olteț, unde vor fi din nou montate semafoarele. În rest, lucrările care se vor face gen reparații sau poate lucrări la parapet vor fi semnalizate de către colegii noștri din timp util, dar acestea nu vor împiedica, nu vor întârzia participanții la trafic, deci nu vor impune niște restricții de lungă durată. de când niște restricții de scăderea vitezei pe o porțiune de 100-200 de metri unde noi desfășurăm lucrări. În rest, lucrările acestea vor fi semnalizare rutieră, siguranță rutieră, asigurarea vizibilității în curbe, scurgerea apelor în afara localităților pentru că în interiorul localităților conform OG43 pe 97 este obligația administrației publice locale să decolmateze șanțurile podețele, să curețe de multe ori am, când ne-au solicitat ajutorul i-am ajutat și noi cu utilajele noastre dar de foarte multe ori nu se întâmplă acest lucru și toate inundațiile care apar și aceste probleme apar din cauza podețelor și șanțurilor necurățate. Noi în afara localităților facem aceste lucruri de decolmatare a șanțurilor, am spus toaletarea copacilor să nu apară probleme, se acționează cu o macara, să urcă, taie copacii, toaletăm, că nu-i tăiem de tot de jos pentru că nu suntem, chiar iubim natura, mare majoritate dacă nu toți dintre noi iubim natura și nu vrem să tăiem un copac de jos de dragul de altăia. Nu, îl toaletăm frumos, îi dăm un coronament cum trebuie și îl lăsăm acolo. Cam astea sunt lucrările cele mai importante. Deci mare grijă pe zona de cei care vor alege să plece către București să-și ia puțin timp pentru zona de Olteț, zona Polovragi. Acolo va fi lucrat cea mai mare din această perioadă. Când va începe DN67 b Scoarța Pitești, dar pe acel drum nu se duce lumea la București momentan. Noi sperăm că în 2 ani de zile să traficul... Să fie o, o, bretea de acces. o de acces. Să preluăm traficul Dalul Negru pentru autoturisme. Cum stăm cu Dalul Negru? Știm că anul trecut în vară erau destul de multe lucruri unde se lucra, unde se reabilita. Dalul Negru nu aparține de secția Târgu Jiu, aparține de regionala Craiova. Știu din discuțiile de la ședințele care, pe care domnul director regional Bogdan Bratu le convoacă periodic. Eu știu că se lucrează foarte mult și pe acel tronson de drum și pe Valea Oltului, au niște lucrări de anvergură, așa stabilizarea versantului, că a, pe dealul negru asta era cea mai mare problemă și au avut câteva probleme care le-au remediat anul trecut, inclusiv pe drumul de Craiova, äh, Craiova Balș, pe dealul pe sarul, deal Saru, faimosul de al sarul, la fel au fost niște cedări de terasament care s-au realizat anul trecut, s-au rezolvat și acum se circulă fără probleme lucrări se fac peste tot. Deci când au apărut probleme, s-a intervenit. Avem sprijinul domnului director de la Craiova în orice, orice, moment, la orice oră din zi și noapte când apar problemă, niciodată nu... În ultimele două minute și jumătate, domnule Cristi Tudor, vreau să-mi spuneți cei care se îndreaptă spre Rânca în acest weekend sau în weekendul prelungit, 31 mai, cum se circulă și ce-i sfătuiți, pentru că știm că aveți acolo o pichet de acțiune care este în orice moment sub supraveghere și control la zonei În de aceste momente noi mai avem în baza rânca încă trei utilaje cu lamă, mai avem două încărcătoare pentru, totuși o zonă de munte, te poți aștepta oricând la o scădere bruscă a temperaturii, o ploaie înghețată, suntem pregătiți să acționăm. Îi sfătuim pe participanții la trafic și îi rugăm să încerce să ne respecte munca, să nu mai facă, să nu mai lase acele tone de gunoaie nici în zona râncii și acolo se strâng foarte Care erau zonele sensibile unde turiștii, să spunem, obișnuiesc? În zonele să... parcărilor. Deci în zonele parc parcarea Drăgoini, parcarea pe Rânca, parcarea de la cele două parcări de pe DN66. Deci cam în zonele parcărilor și aici se face acea mizerie auto, de mașină. Deci își mănâncă pachetul, aruncă sticle. Dar avem zonele peștișani, avem arcani, unde vin și aruncă, cred că cu remorca, cu căruța, pur și simplu vin și aruncă pe marcea drumului. Nu încercați Descă... o colaborare cu cei de la mediu ca să preîntâmpinați Păi această... am încercat, am făcut dumnealor la fel, nu pot de să de fac. Civizu. Păi, dar ce pot să facă, să stea un om permanent acolo? N-ai cum să faci. Nu, ei, dumnealor știu că mereu fac acțiuni de promovare și să-i facă pe oameni să înțeleagă că nu este bine ce fac. Dar, din păcate, destul de greu să să-i facem să, 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 face, să înțeleagă aceste lucruri. Am uitat o lucrare foarte importantă. Vă rog, pentru că mai avem un minut și, un jumătate. Un minut și jumătate. pe și în, în comuna Bâlteni, la podul de la Cioiana, unde mereu a fost o problemă, risca a risca să ia să. două case. Lucrarea este aproape finalizată. S-a pus în siguranță, s-a finalizat acea lucrare de primă intervenție s-au așezat gablioanele cu piatră și le putem spune cetățenilor din zona respectivă că pot dormi liniștiți, că nu mai există riscul ca apa să le ia casele. E, și circulația rutieră, cum e acolo? N-a fost afana? afectată, s-a lucrat în afara drumului, sub pod, deci la limita podului, acolo pe râul care s-a colmat tot din cauza mizeriei una peste alta, i s-a mutat albia râului, s-a format din mizerie, s-a format ca o insulă mică și a deviat albia și a erodat malul către case. Atunci am fost, nevo fost nevoit să venim cu niște ziduri de sprijin din gabrioane de piatră și am rezolvat acea problemă de ce oamenii pot să stea liniștiți. Am primit un sprijin foarte important din partea prefecturii Gorj, din partea prefectului Ciprian Florescu, ne-a ajutat foarte mult pentru a obține toată documentația într-un ritm alert și toate, toate avizele. Primăria de la bultenile mulțumim la fel, au fost foarte Receptiv și ne-au, cred că dacă le spuneam și noaptea la două să vină să mai eliberăm un ax sau să mai facem ceva și atunci a Pentru că toată lumea trebuia să ne dăm, să ne unim forțele să rezolvăm acea problemă, că era vorba de două proprietăți ale unor oameni. Era munca lor de viață, nu puteam să stăm să ne uităm cum vine apa și lea și după aceea să spunem, vai ce păcat, o să primească din fonduri. Nu, ne-am dat toți mâna, a fost contra cronometru, dar s-a rezolvat problema. Iată, când se vrea, se poate și a dovedit o da. secție dumneavoastră, Târgu Jiu, că este în sprijinul nostru al tuturor, fie că suntem participând la trafic, fie că nu. Să dovedim și noi mai mult spirit civic, domnule Cristi Tudor, să aveți o zi frumoasă. Dragi ascultători, rămâneți pe postul Mulțumim nostru. Mulțumesc pentru invitație încă o dată. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente